Cu o experiență de 3 decenii pe piața de profil, firma Cadata Prest din Roman se poate lăuda cu un portofoliu de mii de produse de la branduri consacrate, fiind alegerea potrivită atunci când vine vorba de calitate și de prețuri corecte. La Cadata și cei mai pretențioși clienți găsesc variante optime, putându-se baza pe profesioniști ai pieței de instalații de încălzire, climatizare, ventilare, sanitare și gaz din județul Neamț. Miercuri, 28 august 2024, reprezentanții firmei, alături de partenerii de nădejde, de oficialități și de invitați de seamă, au inaugurat showroom-ul amenajat pe varianta ocolitoare Roman Vest la numărul 14. Totodată, în cadrul aceluiași eveniment, firma a sărbătorit 30 de ani de existență. Bună ziua! Mă bucur să vă văd. Sunteți toți frumoși. Mai puțin eu. Doresc să vă urez bun venit. Vă mulțumesc pentru efortul dumneavoastră. Știu că nu a fost tocmai ușor pentru toată lumea. Sunt prieteni și colaboratori care vin de la mare distanță. Știu că n-au prea dormit astă noapte pentru că au fost pe drum. La fel sunt prieteni care știu că și-au modificat programul doar ca să fie prezenți astăzi lângă noi și din acest punct de vedere apreciez și mai mult prezența dumneavoastră aici. Avem lângă noi astăzi reprezentanța ai oficialităților, reprezentanța ai furnizorilor, reprezentanța ai familiilor, și cei mai mulți sunt reprezentanții firmei Cadata, cei care au muncit aceste zile și au reușit să pună în valoare tot ce se întâmplă astăzi aici. Deoarece se spune câteodată că o fotografie sau un film face mai mult decât 1000 de cuvinte, o să începem această activitate cu un film de prezentare al firmei noastre. Și probabil că o să vedeți dumneavoastră cam cum ne-am dezvoltat noi în toți acești 30 de ani de la care au trecut de la data înființării. Într-o lume în continuă schimbare și evoluție, există companii care se disting prin perseverență, pasiune și angajament față de excelență. Cadata Prest este una dintre acele companii din Roman care timp de 30 de ani a reprezentat un pilon de stabilitate și inovație în domeniul instalațiilor termice, sanitare, declimatizare, canalizare și ventilare. În anul 1994, un grup de profesioniști entuziaști și vizionari a pus bazele Cadata Prest, cu un scop clar în minte: să ofere servicii de calitate și să devină o referință în domeniul instalațiilor. Încă de la început, firma și-a asumat o abordare orientată către nevoile clienților și a investit în tehnologie și în formarea unei echipe de specialiști dedicați. În decursul celor 30 de ani de activitate, Cadata Prest a cunoscut o creștere constantă și a evoluat într-un lider de piață recunoscut pentru profesionalism și integritate. De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a contribui la numeroase proiecte de referință, marcând peisajul urban. Fie că este vorba despre sisteme de încălzire eficiente, instalații sanitare complexe sau soluții de climatizare personalizate, am fost mereu la înălțimea așteptărilor și am depășit standardele de calitate. Cu o echipă dedicată, o experiență vastă și o abordare centrată pe client, garantăm că fiecare proiect este realizat cu profesionalism și că rezultatele depășesc așteptările. Alegeți Cadata Prest pentru soluții de încredere și confort pe termen lung. La mulți ani, Cadata! Mi-am propus astăzi să vorbesc liber, dar uitându-mă la dumneavoastră îmi dau seama că nu o să fiu în stare. Și mi-am luat o sursă de inspirație, care o vedeți aici. Și cum vă spuneam, un kilogram de cartofi. Am cer scuze, asta este altceva, este lista de cumpărături.
Mi-a dat o nevastă mea de dimineață, dar cred că am încurcat-o eu puțin. Scuzați, vă rog, nu se mai întâmplă, na. Dar când am lista la mine, scap de probleme. Și sunt sigur că nu mai fac nimic greșit. Și când mă duc acasă, nu primesc nicio morală. Și sunt sigur că nu mă mai trimite înapoi după ceea ce am uitat eu. Acum aș putea să vă adresez o întrebare la care vă rog dacă puteți să-mi răspundeți și sincer. Câți dintre dumneavoastră cei prezenți s-au aflat în această situație? Nu prea ați ridicat mâna. Deci să înțeleg că eu am fost singurul care m-am dus fără listă la cumpărături și am primit morală când am venit acasă. Dar se mai întâmplă că uneori merg cu soția la cumpărături. Și în acel moment totul este perfect. Nu trebuie să mai țin minte nimic, ține ea minte. Eu doar împing căruciorul. Și la final, cel mai simplu este că ea plătește tot. Așa că e perfect. Iarăși vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați vrea să fiți în această situație în care să ajungeți și să plătească soția tot? Nimeni. Deci să înțeleg că eu am fost singurul norocos căruia i s-au întâmplat toate aceste lucruri. De fapt, probabil că într-adevăr sunt norocos. În primul rând pentru că sunteți dumneavoastră aici. Și în al doilea rând că acum foarte mulți ani, nici nu vă spun numărul pentru că sunt foarte mulți, m-am întâlnit cu Sorin Neagu, cel care mi-a devenit partener. Și acum 30 de ani, împreună, am înființat această companie, care în toată această perioadă a încercat să lucreze bine și să fie aproape de toți clienții, să fie aproape de parteneri, să fie aproape de toți angajații care avem. În acel moment în care noi am început și am creat această companie, cred că am parcurs un drum destul de lung, care a fost greu, de multe ori solicitant, dar a venit și cu multe satisfacții. În toți acești 30 de ani ne-au ajutat munca susținută, încrederea și perseverența, dăruirea profesională a întregii echipe, îmbinată totodată cu dorința de a munci cât mai bine. Și fiecare dintre noi a investit foarte mult timp în această companie. Deși am trecut prin perioade dificile, atât în plan personal, dar cât și profesional, am reușit să ne menținem pe piață datorită punctelor noastre forte. Avem o echipă unită, o gamă de produse diversificată, un preț corect la produsele și serviciile noastre și oferim și servicii și după ce se termină toată această activitate, deci servicii de garanție și post-garanție. Pe această cale dorim să felicităm întreaga echipă pentru activitatea desfășurată și tot ce au întreprins pentru a ajunge la performanțele la care Cadata Prest este astăzi. Ne-am specializat în domeniul instalațiilor, suntem preocupați permanent pentru înnoirea tehnologiilor de produse, orientarea către clienți a tuturor angajaților noștri și la oferirea de servicii de calitate. Aceste lucruri au propulsat Cadata Prest printre principalii furnizori zonali de produse și servicii în domeniul instalațiilor termice, sanitare și de climatizare. Firma noastră se dezvoltă constant cu investiții și ne propunem să dezvoltăm portofoliul de clienți și să creștem continuu calitatea produselor noastre. Diversitatea produselor pe care vi le-am oferit în ultimii 30 de ani fac din Cadata Prest un furnizor de soluții complete. Venim în continuare în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră cu soluții de instalații bazate pe tehnologii noi, prietenoase cu mediul și care folosesc din ce în ce mai multă energie din surse regenerabile. Și mă refer aici la panourile solare, panourile fotovoltaice și pompele de căldură. Vă suntem recunoscători tuturor și vă mulțumim noastră invitațiilor, partenerilor care sunteți alături de noi în această zi deosebită. Vă mulțumim încă o dată!
Mă bucur că suntem astăzi împreună la un eveniment extrem de frumos, aș spune eu. De fapt, un dublu eveniment, dacă stăm bine și ne gândim. Vorbim de o aniversare și vorbim și de deschiderea unui nou punct de lucru, a unui obiectiv investițional. Într-adevăr, e greu să pornești la drum, dar e mai greu să te menții pe acel drum. Și vorbim de acest drum de 30 de ani, pentru care eu vreau să vă felicit și să vă spun din toată inima la mulți ani și felicitări. De ce spun acest lucru? Pentru că, așa cum știm cu toții, sau statisticile mai bine spun, că durata de viață a unei companii în România este undeva în jur de 10 ani. Așadar, dumneavoastră, dacă ați reușit să ajungeți la 30 de ani, sigur sunteți o companie serioasă, o companie care ați demonstrat și ați făcut performanța, probabil cea mai cunoscută și recunoscută companie de profil din zonă. Iar eu, în calitate de primar, mă bucur că în municipiul Roman avem astfel de firme cunoscute și apreciate nu numai de Romașcan, dar de către toți beneficiarii din această zonă. Și bine cunoscut profesionalismul dumneavoastră și mi-aduc aminte de foarte multe discuții pe care le-am avut cu dumneavoastră, cu specialiștii de aici, și de fiecare dată găseam soluții, poate chiar inovative, la problemele cu care ne confruntam în cadrul unor instituții publice, în cadrul unor probleme private. Și important este că de fiecare dată ați găsit soluția pentru realizarea problemelor și totodată ați găsit soluția în cadrul companiei pentru performanță. Felicitări și la mulți ani! O activitate frumoasă pe care am discutat-o cu mai mulți ani în urmă. Știam despre gândurile voastre, știam despre ceea ce vreți să faceți și iată, acest proiect a ajuns la maturitate și astăzi la inaugurare. Cadata este o firmă consacrată, recunoscută pentru profesionalism și seriozitate și poartă marca celor care o coordonează, care o administrează, care o conduc. Așa cum a spus și Florin, am fost colegi și a păstrat această latura seriozității, implicării, a cuvântului dat respectat, dar și a implicării într-o activitate profesionistă. Un lucru frumos care ne bucură aici în Roman, că dincolo de investitori din alte țări sau din alte zone ale țării, avem investitori autohtoni care vin și aduc un plus în economia locală. Cunosc și mulți din angajații firmei dumneavoastră și îi felicit pentru că prin acest showroom vor avea o zonă de prezentare și o reprezentare mult mai bună, atât la nivel local, dar eu zic că întreaga zonă Roman metropolitan și de ce nu și alte zone din regiune pot beneficia de serviciile dumneavoastră. Acum, cu aceste cumpărături pe care, cu lista aia pe care ați încurcat-o și dacă ați suprapus cartofii cu indicatorii tehnico-economici, avem o mică problemă. Mai ales că dacă vorbim de un kilogram de cartofi, alea nu-s cumpărături, Florin. Trebuie să previzionăm, să vedem dacă nu crezi prețurile și iați mai mulți. Creează-ți un provizion. Așa cum ai reușit să faci aici cu perseverență, cu viziune, și nu pot decât să vă felicit și pe doamna care ți-a stat mereu alături și care ți-a fost mereu un sprijin și un reazem și nu pot să mă contrazici. Iar aceste lucruri sigur că se fac și în echipă, dar și cu susținerea familiei, pentru că altfel este mult mai complicat. S-a întâmplat acum 26 de ani când doi tineri ambițioși și frumoși ne-au călcat pragul firmei. Amândoi eram în căutare. Ei căutau un furnizor serios, cu echipamente de calitate, la preț accesibil. Noi căutam distribuitori serioși care să ne promoveze produsele. Din prima clipă am simțit o afinitate. Am simțit că avem aceleași valori. Suntem pe aceeași lungime de undă. Eram și cam de aceeași vârstă. De fapt, cu domnul Sorin ne-am născut în aceeași zi, în aceeași lună. Anul nu contează.
Am simțit că pot să am încredere în ei și nu m-am înșelat. Acești doi tineri sunt domnul Sorin Neagu și domnul Florin Harabagiu. La vremea respectivă nu aveam gama atât de largă, introduceam produsele treptat. Iar ei preluau și produsele noastre. Așa cum au fost radiatoarele Corado, cazanele Protern, robineții Arco, cazanele Atmos, Viadrusul, care nu mai este pe piață, cazanele Woody, iar mai recent, panouri solare și, sigur, pompele de căldură. Prin anii 2000, cutreieram țara cu domnul Fino, pe atunci nu aveam agenți, dar veneam întotdeauna cu lecțiile învățate. Și țin minte că atunci am cunoscut și pe Carmen și pe Ionuț. Știam câte au vândut. Au vândut 1500 de radiatoare într-un an și mă uitam, din magazinul ăsta ați reușit voi să vindeți atâta? Da, așa au fost. Ne bucurăm că putem fi alături de voi în acest moment cu această ocazie specială și de fapt sunt două aniversări, deschiderea acestui showroom modern, l-am văzut, este super frumos, modern, echipat, inovativ, da? și confortabil și practic. Și sigur aniversarea a 30 de ani de activitate. Doresc să vă felicit pentru tot ce ați realizat, doresc să vă felicit pentru profesionalismul vostru, pentru dorința de a face lucrurile perfect, pentru a ridica nivelul și în România. Noi credem că și noi locuitorii din România merităm produse și servicii de calitate superioară, ca și restul lumii occidentale. Ei, voi ca data contribuiți la acest lucru. Vă doresc mult succes și pe viitor. Și aș dori să închei cu un citat de John Maxwell, cred că majoritatea dintre noastre ați auzit despre el. Deci, nimica din lume nu va conta dacă nu ești gata să te trezești și să te pui la treabă. La mulți ani ca data! E un moment cu totul și cu totul aparte, pentru că eu știu ce greu se pot crea astfel de momente. Cât de greu este să strângi în jurul tău o echipă, cât de greu este să treacă an după an și să reziști pe piață și mai cu seamă să păstrezi aceeași seriozitate și același profesionalism în ciuda opoziției sau concurenței care de multe ori nu este la fel de corectă. Am pășit prima dată în acel showroom care vindea 1500 de calorifere. Vă dați seama, doamnă, câte calorifere o să se vândă de aici? Ha. Deci trebuie să măriți producția la furnizor. Deci am pășit prima dată în acel magazin ca data, stăteam și mă gândeam acum 22 de ani, eram proaspăt venit în acest oraș și aveam o baterie la baie care nu funcționa de niciun fel și tot soția a fost cea care m-a trimis să merg să fiu și eu bărbat. M-am dus, mi-am luat acea baterie și mi-au folosit foarte mult sfaturile pe care consultanții de vânzări mi le-au dat văzându-mă un tânăr care de-abia știa să țină o cheie în mână. Am plecat de la acea baterie, apoi am pus o centrală și am tot continuat cu foarte multe proiecte, pentru că este foarte greu să găsești oameni profesioniști și oameni serioși. Și atunci când îi găsești, trebuie să fii cel mai risipitor om, să nu știi să-i prețuiești cu adevărat. Eu sunt Sorin Neagu, celălalt asociat din umbră. Mulți dintre dumneavoastră nu mă cunosc, mulți mă cunosc. Eu sunt, așa cum a zis domnul Leoreanu, din altă generație, cea dinaintea dumneavoastră. Am cunoscut pe ceilalți dinaintea dumneavoastră și am fost prieten cu ei. Întotdeauna am avut o colaborare excelentă cu autoritățile locale,
întotdeauna am găsit un sprijin și, și vrem să le mulțumim din nou pe această cale pentru tot sprijinul acordat. Aș vrea să spun că tema scurtă a speech-ului meu de astăzi este să ne urmăm visul. Am avut un vis acum. De fapt, eu cu Florin ne cunoaștem din 90. Am lucrat împreună, deci nu de 30 de ani, de mai bine de 34 de ani. Așa cum a spus și el, probabil de multe ori am stat mai mult împreună decât cu familia. Și am vrut să ne urmăm visul, am vrut să construim ceva care să fie atât util pentru societatea noastră, pentru orașul Roman, să fim un etalon în orașul Roman și să putem să aducem idei inovatoare și în același timp să fim un bun angajator. Mulțumim pe această cale colectivului Cadata, care ne-a sprijinit, toți angajaților, tuturor participanților de aici, celor care ne-au furnizat ceea ce am avut nevoie și restul de audiență. Așa cum am spus, acum 32 de ani, să zic, așa cum a spus Părintele Antoni, am început să construiesc o casă și vroiam să-mi fac încălzire centrală. Fusesem în Germania și văzusem cum se construiește acolo. Și am vrut neapărat să fac ceva ca acolo. Nu am reușit. N-am găsit pe nimeni care să-mi facă acea instalație pe care mi-am dorit-o. Am făcut-o cu posibilitățile de atunci, cu ce am avut, dar ideea a fost să construim ceva care să fie mai nou, să nu mai facem ceea ce era înainte. Și ne-am pus această țintă să facem o firmă de instalații în orașul Roman. Voi cita pe cineva care spunea: puterea de a fi tu însuți într-o lume care încearcă în permanență să te schimbe este una dintre cele mai mari realizări din viața ta. Nu vrem să ne schimbăm, vrem să fim aceiași oameni, să dezvoltăm numai aptitudinile și ceea ce avem. Declarația noastră de misiune îmbrățișează trei aspecte esențiale: calitate, eficiență și interesul pentru binele clientului. Traseul acestui vis nu a fost scutit de provocări și dificultăți, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare pas înainte și pentru fiecare dintre dumneavoastră, colegi, colaboratori și simpatizanți. Echipa noastră a fost mereu alimentată de un optimism îndrăzneț, de creativitate, iar atmosfera de lucru a fost una de încredere și susținere reciprocă. Toată aprecierea angajaților Cadata Prest. Urmați-vă visul. Acum aș dori să adresez un călduros și sincer mulțumesc tuturor celor prezenți, furnizorilor, clienților Cadata Prest. Aportul fiecăruia dintre dumneavoastră a fost întotdeauna binevenit și binefăcător. Evident, dorim să păstrăm și să extindem această legătură. La acest popas aniversar, animați de același imbold, urmează visul, ne angajăm să continuăm traseul nostru de succes și să vă adresez anticipat invitația de a participa și la următoarele aniversări Cadata Prest, jubileul și centenarul. Showroom-ul Cadata Prest este situat pe varianta ocolitoare Roman Vest la numărul 14. Persoanele interesate de produsele și de serviciile oferite de firma Cadata sunt așteptate fizic la noul sediu, ori pot suna pentru mai multe informații la numărul de telefon 0722 344 476.